toată deprimant. De-a dreptul deprimant. Dar, după cum se vede aici, ne aflăm pe un traseu turistic. Mai precis, la capătul lacului Colibița, sat Mița, la intrare în traseu de vârful Bistriciorul. Perfect. Salutare, prieteni, încă o zi, încă o poveste. Astăzi încercăm vârful Bistriciorul, perla Călimanilor, împreună cu aceeași echipă puternică, singurii care au reușit să se ridice din pat astăzi, Bogdan și Paul. Să înceapă aventura, o începem direct pe urcarea asta. Doamne, faină-i! Triunghiul înseamnă că e în sus. Ia priviți aici, doborâturi. Da, deja am dat jos după noi. Dacă tot facem tura asta cu obstacole, copacii ăștia doborâți de vreme ne fac să escaladăm tot la 5 metri, 10 metri. Cât urcăm în altitudine, crește și stratul de zăpadă. Aici avem un marcaj, vârful Bistricior, 2 ore jumate, 3 ore, triunghi albastru. Urcăm. Până la urmă, pentru asta am venit. Și ca să ajungi într-un vârf, numai urcând, poți ajunge. Încet, încet, înaintăm. Poteca devine tot mai simpatică. Și sper că ne apropiem și de refugiul Salvamont. Deci totuși este și drum forestier. Mergea Bolt după ci Paul. Deja, și cine cu taxi. Ia priviți aici ce surpriză avem astăzi. Trebuie să le luăm bani la oamenii ăștia când ne urmăresc. Colegii de tură de săptămâna trecută. Hai noroc și Doamne. Hai noroc și Doamne le ajută, dar nu toate situațiile. Serus. Serus frumos. Mă bucur că te văd din nou. Bună ziua, bună ziua. V-a plăcut că v-am filmat azi și de data asta, da? Noi nu. Ne-ați citit gândurile. Ficăm înregistrările, ce naiba. Corect. Prima seară când te-am văzut. Nu, ce bag? Ca să-mi voi mai are stare și nu mă scoateți la lume. Ha, nu mai are. Ce munță să ai acolo în depărtare? Dreapta. Da, ce zice Bogdan, că Pietrosul Robne e în depărtare, în dreapta. Ineu, Pietrosul și Munții Roanei.
Nu, no, vii frică la barieră? Am ajuns în luminișul paradisului. S-a schimbat schimbarea. Am început să bat urme. Sus e zăpadă de două degete proaspătă și jos înghețat. Dar apare gol alpin. Asta e un lucru bun. Poate avem noroc și iasă și soarele. Dar oricum, având în vedere la ce zicea prognoza față de realitate, îi parfum. De fapt, ca întotdeauna, nu te poți lua după telefon, că el te ține în casă. Vremea bună nu vine după tine, trebuie să o cauți tu. E ca în filme, dar filme de alea faine. Pe urme veniți ca pe autostradă și face și gălăgie, da? Păi fără gălăgie nu se poate, că altfel ne papă ursul. Uite aici juniora, Maria, bravo! Dar cine râde la urmă? Cine coboară pe placă? Corect. Toată frumusețea cere un sacrificiu și plăcerea același lucru. Atenție, dacă nu sunteți bine așezați în fotoliu pat, țineți-vă bine că apare un loc de poveste. Asta e povestea, priviți. Raiul. S-a schimbat morișca. A trecut Bogdan la butoane. Cum o fă, Paul? Cine n-a bătut urme, nici n-are rost să explic. Nu, a? Tu zici că e... alt sport. Tu zici că e greu și pe urme? Hai. Cam asta înseamnă să bați urme. Ne apropiem de refugiu, asta e un lucru bun. Cum n-am mai fost de vreo 10 ani, prima și ultima dată, văd că m-ai făcut acea una de post aproape de cabana Salvamont, refugiu Salvamont. La cum arată, cel puțin partea asta, da. Cabana mare, nu-i deschisă, poate anexa aia în spate. Deci, cam asta e omătul. 30-40 de centi. Nu știu ce se vede aici, la încuietoare, dar e un antifurt. Da. Trist, din păcate, că nu avem acces nici măcar la o anexă, dacă nu... Probabil că sunt unii care nu au grijă și din motivul ăsta, da. Deci ai zis refugiu Salvamont dacă iarna nu există serviciu și în același timp nu-i deschis. Cam asta înseamnă la noi refugiu. Am plecat și de la refugiu, am făcut 2 ore până la refugiu, vreo 4 km, acum o luăm la deal spre vârf,
probabil încă vreo oră și vreo 2 km. Hello. Băieții? Excepțional. O vreme ideală, de cum aș fi comandat. A început treaba murdară, cum se zice. Se vede, dar nu se simte. Bătutul urmelor în zăpadă de vreo 40 de centimetri. Deasupra e un strat proaspăt de zăpadă și sub o poșchiță de gheață care se rupe și îți intră piciorul 20, 30, 40 de centimetri. Dar împreună reușim! Noroc că am băgat taful și face urme. Paradisul costă scump. Ia priviți acolo la Bogdan, psihologul alpilor, cum înotă. Alt sport. Ce? Alt sport. Alt. Uite, așa pe urmă ne aruncăm acum. Locomotiva sparge zăpada. Vagoanele vin de măgar. Așa-i? Corect, corect. Și așa e greu. Cum e gagicilor la cușetă? E fantastic! Îmi place locomotiva. 5 fulgi de nea în loc de 5 stele. Ai, ai, ai. Da? Poftiți, vă rog frumos, mai este loc! Să înțeleg, Bogdane, că nu-i capabil să-și numere nici pașii. Dar cum e profesore la butoane? Mai bine decât în groapa ruginosă. Vezi de treabă. Să le scrii, să le explici pe blogul. Să le explici acolo la învățăcei. Uite-te că e mai mare ca mine, că nu-mi pot pune piciorul în față. Asta e educație, nu pe potecă în cheile turzii. De nu erai cu noi? Ești la cabană, că n-avea cine să vă bată urmele. Te-ești? Mare apare Bogdan. Te-ești și salvamontul din Bistrița. Nu. A? Deși femeile pot. Dana, la putere. Hei! Bogdan, juniorul, gagicile, junioara. Împreună reușim, împreună ne apropiem de Bistricior. Am mai pus o geacă pe noi. Se pare că, într-adevăr, aici sus e iarnă. Plafonul e jos, e ceață, există vizibilitate, dar a început să și ningă. Dar grupul mărșăluiește spre vârf. Ala-i bine. Hai. Dacă n-am zis până acum, că ce-a fost mult tot trecut, acum chiar așa e. Îl simt. E aproape.
chiar dacă suferința a fost mare. Simt verdea vânturilor de pe Bistricior. O vreme... Parșivă! Da, ok. În cele din urmă, povestea vârfului Bistricior își atinge scopul. Am ajuns după 3 ore 40, 5 km 400, am ajuns pe Bistricior. Aici la albastra vânturilor. Bogdan fotograf. Da, da, vezi că ce probabil pusa sau ceva în stânga sus. Vezi? Chiar în stânga sus. Așa. Deci nu s-a lăsat chiar așa ușor de cucerit Bistriciorul, dar împreună am ajuns. Am dat de lucru, de la refugiu până aici, am făcut cam o oră jumate. Eu estimam o oră, dar având în vedere că zăpada nu era tare, ne-am scufundat adânc și a fost greu să batem urme. Dar împreună am reușit să urcăm toată echipa. Apare și Paul. Păcat că nu este vizibilitate. Așa s-a format un pic de cornișă. Cum e, fetelor? Super! Treabă bună! Cum era dacă nu eram noi? Mulțumim de urme! Greuț? Greuț sau imposibil, a? Greuț, hai să... Să aveți un pic de modestie! Bravo! Bine, Bogdane! Bogdan a contribuit mult la tură și la urme. Aici apare și mezina echipei, cea mai faină fată din echipă, Maria. Frumoasă și dedicată, da? Cum a fost? Bine! Bravo! Tati? Mai scoate un pic, acum vine. Perfect! Dar cum a fost? Foarte frumos! Și în continuare simțim e frumos, că a venit nu? Iarna și ne bucurăm ca niște copii! Iuhu! Anotimpul vostru preferat! Te așteaptă placa? Da, mai jos am pic, de aici nu putea căutura. Te filmez eu. Da, lasă că vedem ce o să iasă. A fi bine, a? Albastra vânturilor. Eu știam că e verdea vânturilor, dar văd că e albastră, mă bucur mai mult. Faină. De când o pus-o, i-am pus gând bun să vin să o văd. Da, și ne întoarcem înapoi spre temperaturi mai plăcute și vizibilitate mai bună. Și bineînțeles, întotdeauna, după repriza a doua, vine repriza a treia plus prelungiri. Să parcă plafonul și mai jos. Mai avem un pic și o dăm la vale pe Vâlcel. Adie vântul, e răcoare. Da? Fain. Aici și-a lăsat Maria placa, o așteaptă să coboare. Eu mă duc să o șterg mai jos. În față Bogdan, Paul mai jos. O dăm la vale pe Vâlcelul ăsta care ne-o stort de puteri. Uite, acum întrebam că unde e Maria? Maria, hai că te filmează! Hai frumoasă! Nu are unde mere, știi? Noi am stricat toată poteca care unde mai putea să mai jongleze ceva. Da, dar nu știe. Uitați-vă la ea, cât e de frumoasă, la fel și de frumoasă
să dă pe placă. Asta este. Te-am în direct. Bravo! Cum e, Maria? Super! Super? Da. Dar merge greu. Noi am făcut urmă mare, nu? Da. Și nu prea e unde merge stânga-dreapta. Cărarea e îngustă. Da, 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 da. Nu s-a acoperit brazii. Dacă ar fi fost acoperit, ar fi fost mult mai ușor. Te cred. Da? Da, apreciez curajul tău. Și bunăvoința de a căra placa până sus. O meritat. Ești tare, da? Da. Ești un exemplu pentru tinerii de vârsta ta. Mulțumesc. Bravo. Nu contează de câte ori caz. Important e de câte ori te ridici, bravo! Greu să înaintezi prin zăpada asta. Până la urmă își mai spală păcatele refugiu Salvamont de aici, de sub Istriciorul, cu adăpostul ăsta mai nou construit din panouri sandwich. Să vedem cum e înăuntru. E primitor, fetelor? Da, e foarte. Adică, da. Da. E păgeri. Aici e un frici fain. Ia și o plapumă și o pătură. E izolat bine. Sobă. Sobă și tobă înăuntru. Lacomule, te-ai băgat înăuntru, a? Vai, nu. Dar cine? Ciprian și Cristina l-au ademenit. Uite, și ceva saci de dormit, deci, no. Există scăpare. Alo, cred că e și mai călduros ăsta ca și celălalt. E trist. Bravo. Din nou Maria într-un loc mai deschis poate își satisface suferința cărării plăcii până sus. Ce reprezintă casca ta? Hai, frumoasă mai ești. Cam până aici a fost. S-a lăsat ceața. Brazii ăștia sunt uscați, toți sunt bolnavi. Dar dau bine în cadru. Am filmat pe urcare. Pare rău că era mai multă lumină și copacii ăștia larice din familia coniferelor care toamna îngălbenesc și își pierd frunzele până primăvara ce înverzesc din nou. Parcă ar fi niște lumânări de ceară. Foarte fain să o văzut la prima oară. Acolo mai jos este unul mai mare, dar din păcate e uscat. O să-l filmez și pe ăla.
Asta e exemplarul ăla mai mare. Din păcate, asta e uscat. Am crezut când am urcat prima dată că e pin. Dar n-ave cum să crească aici, în zona asta noastră, așa de mare. Să înțeleg, Paul, că a început cursa cu obstacole? Da. Din nou? Ești doar de asta, la înălțimea mea. Cum? La înălțimea mea, cursa asta de obstacole e cea mai grea. Nici... Așa mă enervează că... Niciun obstacol nu a fost făcut. Zăpada sub... între... cum să nu știu. Da, fara zăpadă și... Am înțeles. Nu te dai cu un soare. Trebuie să te dai cu un soare de porc. Eu nu o să... Dar pe interior, Paul, nu pe exterior. Un soare se dă interior. E uz intern. Să nu ți intre asta undeva. În cofrag? Nu intră. După 6 ore jumate de traseu, ne-am întors la mașină. 10 km 600 mă arată mie. Ne-am întors în condiții bune, pe lumină. Am vrut să zic că pe soare, dar nu-i mai soare, că deja o apus soarele și și norat. Cam asta a fost povestea vârfului Bistricior, care l-am prins în condiții de iarnă. Numai bune pentru povești și de urmărit la 21 de grade. Bățuc, vă las cu bine. Eu interviu și la oamenii ăștia să vedem ei ce declară. Bățuc. Bogdanel, mulțumim de urme. Totul bine. Când se termină cu bine, nu? Da. Junior, papa? Nu uitați să dați un like, un share și un subscribe, că pe voi nu vă costă nimic, iar pe noi ne motivează ca în momentul în care voi stați în pat, noi mergem și filmăm. Bravo, Paul! Ce zici? Ai, ai! Povestea continuă, după cum zice și aici, pe spatele mașinii.